aruncat în arme. De-o parte și de alta a corabiei erau trei. De-o parte trei, de-o parte și vâslau ca să meargă corabia înainte. S-a auzit un glas din cer care spunea: rugați-vă, rugați-vă și stați în spătură pentru țara voastră. Dar nu vă temeți, nu vă temeți, pentru că eu sunt cu voi. Amin. Și nu vă voi lăsa. Amin, Doamne. Cu ceva timp în urmă s-au adus cereri și rugăciuni la tron de mile de îndurare și am văzut multe posturi și rugăciuni care s-au dus pentru țara noastră. Spunea omul acesta: n-avă ce n-am să stau nepăsător, pentru că sufletele voastre plânge în interior și nu vrea să intre acolo unde nu sunt îngăduite lucrurile care vrăjmașul vrea să facă o spărtură, vrea să facă o neînțelegere între popoare. Dacă voi veți sta lângă mine, eu Domnul vă fi de partea voastră și nu vă voi lăsa cu niciun tip. Amin.